însă acest balon în stânga și-a creat un nou apasat. Vreau să zic că deci am avut o iluzie optică, mi s-a părut că nu vreau să ducem poartă, iată, un ovlaș pe contrazice. Însă, lor, incredibile, cred că s-ar putea face un film, un mimica și gestul meu, dar vom vedea mine la știrile sportive de la Canal D, cum a reacționat Dan Petrescu la această partidă. Contraatac al ialomițenilor prin Marius Onofraș și în dreapta așteaptă și primește Bogdan Mara. Dacă nimeni în ziua de astăzi nu mai face muncă voluntară, pe planurile celor doi nu coincid. Acum Marius Onofraș în careul rapidului vine acolo. Ciprian Petre centrează Onofraș, sol. Urmează a doua centrare Onofraș. Acum centrează pentru Mehmedović. Sesinia încerca să-i trimite lui Bojović. Onofraș ține bine mingea. Onofraș caută soluții și trimite pentru Bilașco. Iese însă Bordeanu acum. Un diagonal pentru Onofraș. Vasilievic dezechilibrat. Trimite pentru Bilașco. El, jocul este lăsat să continue. Lasă bine avantaj arbitrul. O centrare pe care puteză Mara. Ce ocazie! Nu era nimeni la finalizare. Alargă Onofraș, o lipsă de concentrat din partea, numai din partea lui Dorinel Bordeanu. Bilașco
talonat acolo de Bucuș. Centralul lui Aronfraș, Pilar. Iasă, a avut noroc în prima fază. Însă mai apoi Aronfraș a înscris în grup. A văzut că Ovidiu Petre a fost cel care a încercat să blocheze pe frunză. Formidabilă centrarea, a reușit de la intenția lui Tepsi și Mara primite acum pentru Onofraș. Busa lui Onofraș, Onofraș Danciu, faul de gardă. Va greșirea lui Petrescu pentru că nu arăta nicio intenție în a scoate cartonașul galben. Iată însă că până la urmă Onofraș în afara golului a arătat o ocazie bună în primul act, tot Onofraș. Iată șutul, foarte atent pe Tărușanu. Realitate se joacă astăzi, 2-0 pentru Liga. Iată-l pe Onofraș, lângă el a venit Abrugan, dar a venit degeaba. Trei sferturi de gol se poate imputa. Încă o dată golul lovit de Marius Onofraș. Smarul Dumnezeu și confirmați. Senegalezul este cel care a vorbit acea linge, iar Marius Onofraș pe fază. L-a vins fără foarte precis, lingea a ricoșat undeva în mijlocul careului. Au ieșit cu bine jucătorii Unii Uniceni. Iată-l pe Ciprian Petre primind acum de la Marius Onofraș. Petre Ciurcă s-a încurcat în linge, Mara pentru Marius Onofraș. Onofraș! A fost deloc rea intenția lui Marius Onofraș, care a preferat să se ținut perfect în fața unei în forță, dintr-o poziție asemănătoare. Dorache în spate, Onofraș respinge gole foarte bine, ce șut a inventat Onofraș. Dar reușește să recepționeze repede această linie, se grăbește să arunce Constantin. E liber de partea dreaptă, centrarea lui Cristi Constantin. Onofraș spate Sergiu Costin de pe linia porții. A doua. Probabil însă că vom mai avea parte de Exactly.
Bulețu pentru Onofraș. Are viteză Onofraș. Pasa lui Onofraș pe partea dreaptă. Ciprian Petre. Pasa lui Onofraș. Ochincă. Decidivează. Decidivează Pădurețu. Reluarea lui Onofraș. Ce șansă de gol pentru Marius Onofraș. Fază frumoasă pe lângă poartă. Onofraș face simțită prezența pe teren. Doar câteva minute Onofraș a schimbat jocul echipei sale. Îi las Lovalin pentru Pădurețu. Așteaptă Onofraș către el. Se duce mingea. Onofraș deviază pe colțul lung. În final Gloria Buzău, un atom dezolat, la fel pare și Viorel Gizo, Onofraș, intrarea sa nu a adus mare. Tot imită, mingea în aur de moarte. Dar ce centrare bună, ce centrare bună e a Ionuța Onofraș, încă o dată, minge perfectă. Zav greșește, n-avea voie să rădeze din acea, nici m-a dat bună. Oamenii lui Dan Petrescu continuă acțiunea. Mara poate că ar trebui să se oprească. Nu se întâmplă asta. Cristi Balaj nu acordă nimic și unirea o zice gata, gata. Și am zis, nu-i excluză de Onofraș. Dacă o motorează pe Mara, Onofraș așteaptă de Nălache. Onofraș ia pe cont propriu această acțiune. Partide pe final, negru. Am știut că a intrat Mara în poziția în care îi convine cel mai mult, aceea de bandă dreaptă, să vedem pe Onofraș, poate pătrunde ce o face în care Onofraș a putut. O pasă pentru Chico, portughezul a reușit să țină mingea. Onofraș, ce frumos l-a dribblat pe Ben Crop, să vedem continuarea fostului jucător al lui Poliaș. O pasă pentru brazilianul Ricardo, a recuperat pentru momentul acesta Onofraș către Bordean. Toate acestea unire au zis că la firul ierbii. Iată acum o lansare spre către Vilașco. Vilașco pasă pentru Onofraș. Onofraș reușește să depășească pe Șchioc, este acolo însă pe trei jucători fan. Reușește să se scoată. Thank you.
Onofraș bună pentru Bordeanu. Bordeanu se poate pentru Onofraș. Recentrarea lui Onofraș. Onofraș, iată, era minge în forță. Stancu a încercat să întinde pentru Onofraș. Superb a trecut Onofraș. 2-0 pentru Unirea Urgicești. Să taie pe Văizan secvențe, secvențe cum n-am mai văzut sincer un teren de fotbal sau cum foarte rar a fost dat să văd așa ceva. Ceea ce nu știe îndoie este că dacă cea la mână e cu echiperul, vede că sunt ajuși. Da, s-a întâmplat. Chiar în moment din Liga Cup. Dacă nu valut către forța lui Stăciu, iată Brandan a trebuit o lege care a ajuns la final și copine și o rotaj. Cea deviată. Pagina terenului și pe Fabian. Fotbalist care returul campionatului a pierdut postul de titular în fața lui Diego. Și a efectuat toate schimbările. Ion Antone nu a făcut decât una la cel de teren pe trică, la cel de la Olofraș. Și ajunge pe la Vali Negru. Ia Lomițeni, acum Bali, balon înalt, pe careul de 16 metri. A încercat să respingă acolo, șutul lui Olofraș, din nou să încerce. Este ca să cine să poată această lăsură liberă. Noi ne vedem ultima ocazia Unirii Urdiceni. Onofraș, marginea cărului. A avut și perioade mai proaste când de altfel a pierdut locul în primul 11. Onofraș a fost o pasă către Dănălache. Balonul a fost... Mara, care ratează execuția să iese bine pentru echipa sa. Uite Păturențu pentru a... Întrălare greșită, a lui Cristoriu. Și acțiune, Pedro a fost iată cu șutul lui Onofraș. Această victorie, Unirea Urgicești Mara a reușit. Mara a reușit la locul care încearcă să protejeze acolo și în mare Onofraș. Mare de gol la Pericol în continuare, Tăcăreu! Și încă o dată,
Thank you.
și cere penalti. Nu cere încearcă să dribleze, reușește prima dată, este gol, 2-0. Iată Mara, 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 Mara,
Crașcu, e cel mai avansat jucător al lui. Thank you.
este golul de 2-0, este golul lui Sperân Dinamo. Apoi, apoi Timișoara și cu Steaua în prima etapă. Vedeau echipa de cât de ușor a fost defensiva răspirată a Oțelului Galatasaray după defensiva, după eliminarea lui Sturge. Depășit contactul Olet, care și așa și-a